Vă salut, bunii mei prieteni! Chiar dacă mâine este ziua în care noi facem exercițiile noastre de discernământ în fiecare miercuri la 20:30 pe antimafie.md, deja aproape de 10 ani, eu am hotărât să vin cu acest filmuleț pe care îl consider important într-o chestiune care are impact social major. Înainte ca să vă expun ceea ce am de gând să vă spun, trebuie să vă mai spun că chiar dacă concetățenii noștri continuă să voteze pentru ipocriți, nesimțiți și hoți, vă rog să țineți minte că a trăi viața în demnitate și a pleca pe lumea cealaltă atunci când ne vine fiecăruia sorocul, dumeriți, nu este un aspect al existenței noastre de neglijat. Haideți să trecem la subiect. Criza actuală a gazelor, care este o criză cel puțin europeană, dacă nu chiar mondială, este utilizată de Rusia pentru a-și rezolva o problemă irezolvabilă pentru ei. Deci, ei, în condițiile unei lumi moderne, au rupt de la altă țară un teritoriu. Pentru asta, comunitatea internațională i-a sancționat și îi va sancționa în continuare. Ei încearcă, în modul în care sunt ei barbari, să-și rezolve această problemă prin presiunea gazelor rusești asupra guvernelor europene, a lumii, ca să le facă o indulgență, să scoată sancțiunile și așa mai departe. Ei au considerat că pentru ei asta este o oportunitate și doar așa vor reuși să rezolve această problemă. Noi, Republica Moldova, în această confruntare internațională, contăm mai puțin, pentru că noi nu suntem un subiect al dreptului internațional sau al relațiilor internaționale. Al dreptului internațional suntem formal, dar al relațiilor internaționale nu suntem un subiect, noi suntem un obiect, adică asupra căruia se fac politici. Și Rusia face și ea, la rândul ei, asupra noastră politici. Și chiar dacă noi nu avem acest rol important în politica internațională, așa, pentru decor, a fost potrivit pentru Putin să-l invite pe Dodon și să sărbătorească cu el cândva, când îl ignora toată lumea, sărbătoarea de 9 mai și să-l aibă singurul invitat. Așa ar fi Republica Moldova pentru el un element de decor în această tristă solitudine pe care o trăiește Rusia, fiind indizerabilă pentru toată lumea, dacă excludem acest aspect al relațiilor internaționale, care este livrarea de gaze, care deocamdată încă rămâne a fi un monopol. Eu v-am spus lucrul ăsta ca să înțelegeți că statul nu poate rămâne în afara relațiilor comerciale dintre compania Moldova Gaz și Gazprom. Asta este o ceastușcă pe care o cântă această guvernare și o bâlbâie deja de când au venit ei la guvernare. Atâta timp cât noi avem o agenție de reglementare energetică, atâta timp cât această chestiune are impact social și prețurile la gaz sunt reglementate pentru societate, că nu avem, de exemplu, o agenție pentru reglementarea prețurilor la pepeni sau la roșii pe piața agricolă. Avem o agenție pentru reglementarea prețurilor energetice, pentru că astea sunt niște produse speciale. De aia vă rog să nu mai cădeți pradă la această abureală pe care o face actuala guvernare legată de faptul că ba au treabă cu asta, ba nu au treabă cu asta și așa mai departe. Au trâmbițat atâta timp că au încheiat un contract favorabil cu Gazprom. Noi știam de la bun început și l-am criticat acest Gazprom, acest acord. Dar ce aici s-a întâmplat ieri demonstrează foarte exact că noi avem o mare problemă. Deci la guvernare au venit oameni incompetenți, nesimțiți și de o nerușinare care nu n-a mai fost în viața acestei țări. Noi am avut diferiți conducători, hoți, bandiți, de care vreți, comuniști, cu ideologii totalitare în capul lor. De ăștia încă n-am avut. Dom'le, eu nu pot să-mi dau seama cum este posibilă atâta ipocrizie. Deci, ca să lămurim lucrurile. Deci, ministrul de externe a fost la Moscova. De ce s-a dus la Moscova? Pentru că în protocolul pe care l-a semnat Spânu cu Miller este punctul 8 în care se spune că Republica Moldova va achita o datorie curentă care s-a văzut că e vreo 1 miliard și 300 de milioane, ceea ce ar fi vreo 75 de milioane de dolari. Deci
Această datorie, Republica Moldova s-a angajat să o achite până la 22 noiembrie. Ba mai mult decât atât, acolo este scris și mecanismul prin care să o achite, mecanismul rapid prin care o pot achita. Pentru că Republica Moldova la acel moment avea o stare de urgență pe care o putea utiliza ca să rezolve problema livrării achitărilor și așa mai departe, în mod urgent, fără să includă Parlamentul. Adică situația excepțională le permitea așa ceva. Și de aia probabil că au pus termenul ăsta până la 22 noiembrie. Uitați-vă atent. Se duce Popescu la Moscova, face niște declarații care anulează toate scrimăturile noastre de independență și suverenitate pe care le-a sărbătorit Maia Sandu în 27 august curent. Deci anulează practic totul, face cancel, cum ar veni în, dacă vedeți limba engleză utilizată, familiară, în vedere pe rețele de socializare. Deci a făcut cancel, nimic altceva. Deci omul ăsta a șters cu bureta tot ceea ce am cucerit noi ani de zile, sau cel puțin am crezut că am cucerit ani de zile. Deci în acest sens deja era o problemă vizita lui Popescu la Moscova. Ca pe urmă să aflăm că Popescu, chiar cu toate cederile pe care le-a făcut și cu toate declarațiile pe care le-a făcut, pentru ruși n-a fost de ajuns. Rușii o vor pe Maia Sandu să vină și să se îngenuncheze în fața lui Putin. Și nu pentru că Maia Sandu n-ar vrea să meargă. Problema nu e în asta. Problema e în ratingul ei și în lovitura de imagine pe care ar putea să o aplice. Deci, atunci când au semnat acel protocol și s-au angajat să achite această datorie, această datorie a fost condiționată politic. Băieți, faceți cederi politice? Această datorie puteți să nu achitați ca și transnistrienii. Nu faceți cederi politice? În cazul ăsta va trebui să achitați această datorie. Și ne pomenim că pe data de 19 se termină situația de urgență, iar pe data de 22 rușii ne amintesc de datorie. Iar ei au avut nu numai nesimțirea și ipocrizia să mintă toată lumea, dar au avut și curajul nesăbuit, că numai curaj nu este, au avut nesăbuința să meargă la Moscova și să încerce să-i roage pe ruși ca să nu mai, ca să-i ierte, ca să-i scutească cumva de declarații politice, că poate o mai boțesc eu perioadă de timp. Și pe asta vine Maia și se închină și așa mai departe, pentru că acum are nevoie de rating. Iată, asta s-a întâmplat la Moscova. Nimic altceva. Acest subiect eu am să-l prelungesc și mâine, ca să înțelegeți în ce situație absolut idiotă ne-am pomenit noi cu această guvernare. Presa vă tăcea. Presa vă tăcea, pentru că, spre exemplu, o privighetoare de-a lor care stă ba pe la București, ba pe la Chișinău, o sminteală de asta de moldovean, prinț sau ce mai este, el încă n-a făcut nicio declarație ca ăștia. Deci ăsta, smintitul ăsta de serviciu, încă n-a făcut nicio declarație ca în presa asta să vorbească iarăși elogii la adresa lui Maia Sandu și la această guvernare. Deci eu vă aștept mâine la 20:30 pe antimafie.md la exercițiile noastre tradiționale de discernământ, în care voi aborda acest subiect și alte subiecte la ordinea de zi, inclusiv alegerile care s-au produs alaltă ieri la Bălți. Nu uitați pentru nicio clipă că pentru existența noastră este foarte important să trăim această viață în demnitate și să ne dumerim. Eu vă aștept mâine la 20:30 pe antimafie.media.